să învățăm altfel. Susțineți-ne proiectul și abonați-vă la website-ul nostru www.snlr.ro. Mulțumim! Particulele de apă care se evaporă datorită căldurii devin gaz sub forma vaporilor. Vaporii se ridică la cer, unde uneori, dacă este rece, se condensează, adică se transformă din gaz în lichid din nou, în particule mici de apă ce formează nori. Când se adună prea multe particule de apă într-un nor, apa din nor devine prea grea pentru a fi susținută de aer și particulele de apă încep să cadă. Aceste picături de apă care cad din nori se numesc precipitații. Precipitațiile sunt de diferite tipuri, dar toate încep ca fulgi de nea la nivelul norilor. Dacă temperatura este suficient de caldă, apa cade sub formă de ploaie. Dacă temperatura este foarte rece, dar numai în apropierea pământului, stropii de apă vor îngheța când ating suprafața pământului. Numim această formă de precipitație ploaie înghețată și în urma acestei precipitații se poate forma poleiul. În timpul furtunilor, praful și particulele înghețate de apă din nori se amestecă și precipitațiile cad sub formă de grindină. În general, grindina variază ca dimensiune între 0,5 și 5 cm. Ninsoarea are loc doar când temperatura aerului este foarte rece de la nivelul norilor până la pământ. Forma fulgilor de nea ne spune că ei conțin mult aer și din acest motiv zăpada este moale și pufoasă, în loc să fie tare ca gheață. Fulgii de nea pot avea diferite forme. Asta pentru că fiecare fulg, de când cade din nor și până atinge pământul, experimentează diferite condiții atmosferice. Știați că de fapt fiecare fulg de nea este incolor și translucid? Adică fiecare fulg de nea reflectă lumină și pare alb. Dacă stratul de aer este foarte rece la nivelul norilor, dar în apropierea pământului se încălzește, neaua se va topi parțial pe parcursul căderii sale spre sol, aerul din jur fiind suficient de cald pentru a topi o parte din nea, dar nu suficient de cald pentru a o topi în întregime, astfel încât să producă ploaie. Numim acest tip de precipitații lapoviță. Lapovița, așadar, este un amestec sau o simultaneitate de ploaie și ninsoare.